Bine ați revenit! Întrebarea 67 se referea la un șir de 100 de cartoane care au scrise pe o singură față numerele naturale de la 1 la 100. Ele arată pe față și pe spate, așa cum vedeți în cele două desene. Inițial, toate cartoanele sunt cu fața în jos, puse în ordine într-un șir. Și noi începem să trecem de-a lungul șirului, întorcând unele cartoane, indiferent dacă le găsim cu fața în jos sau cu fața în sus, după următoarea regulă. La prima trecere întoarcem toate cartoanele, la a doua trecere tot al doilea carton, 2, 4, 6, 8 și așa mai departe, la a treia tot al treilea carton, 3, 6, 9, 12 și așa mai departe, la a 30-a tot al 30-lea carton, 30, 60, 90, și la ultima trecere, a 100-a trecere, întoarcem doar cartonul cu numărul 100, adică ultimul carton. Acum putem să revedem întrebarea. Și întrebările sunt următoarele. Prima, după ce am făcut tot ce am spus aici, am trecut de 100 de ori pe lângă șirul de cartoane și am întors cartoanele care trebuiau întoarse conform regulii pe care v-am spus-o, care numere vor fi vizibile? Sau, altfel spus, la final, care cartoane vor fi cu fața în sus? Veți vedea că e interesant. Și a doua întrebare, la care nu puteți răspunde decât dacă ați găsit răspunsul la prima întrebare, este de ce tocmai acestea sunt numerele care se văd? Care este explicația? Primul lucru pe care trebuie să-l observăm este acela că, deoarece inițial toate cartoanele sunt cu fața în jos, cele care vor fi întoarse de un număr impar de ori vor fi la sfârșit cu fața în sus, iar cele care vor fi întoarse de un număr par de ori vor fi la sfârșit cu fața în jos. A doua observație utilă este aceea că la a n-a trecere sunt întoarse toate cartoanele care îl au pe n ca divizor. De pildă, la a 5-a trecere sunt întoarse cartoanele cu numerele 5, 10, 15, 20, 25 și așa mai departe. La 40-a trecere cartoanele cu numărul 40, 80 și atât și așa mai departe. Deci fiecare carton va fi întors de atâtea ori câți divizori naturali are. Acum vine partea pe care o consider interesantă și care ne ajută să găsim răspunsul, de fapt răspunsurile, pentru că au fost două întrebări. Cred că e clar că în cele ce urmează voi vorbi despre numere naturale, așa că nu voi preciza acest lucru de fiecare dată. Dacă un anumit număr, n mare, se împarte exact la un număr a mic, spunem că a este divizor al lui n. Dar rezultatul împărțirii lui n la a, câtul, este un număr, să-i spunem b mic, care este și el divizor al lui n. Pentru că n împărțit la a este b și n împărțit la b este a. De pildă 18 se împarte exact la 2, rezultatul împărțirii este 9, dar și 9 este un divizor al lui 18, 18 împărțit la 9 este 2. Sau 60 se împarte exact la 4, rezultatul este 15, dar și 15 este un divizor al lui 60. Așa că divizorii vin în perechi, 2 câte 2. Deci divizorii sunt în număr par. Și dacă ne grăbim și nu analizăm mai cu grijă raționamentul nostru, suntem tentați să spunem toate cartoanele vor fi la sfârșit cu fața în jos, pentru că numărul de divizori este par pentru fiecare număr și deci cartoanele vor fi întoarse de un număr par de ori. Chiar și cele care sunt numere prime, deoarece vor fi întoarse la prima trecere, orice număr se împarte la 1, nu? Și vor fi întoarse și la trecerea cu numărul egal cu numărul înscris pe carton, cu numărul prim respectiv. Deci numerele prime vor fi întoarse de două ori, o dată de două ori și vor fi și ele cu fața în jos, la sfârșit. Dar știți cum se spune? Orice regulă are excepții, inclusiv cea pe care tocmai am spus-o. Ce se întâmplă dacă prin împărțirea numărului n la a, obținem tot a? Și în acest caz avem o pereche de divizori.
dar cei doi divizori sunt identici, sunt același număr. Și când numărăm divizorii numărului respectiv, nu-i numărăm de două ori pe cei doi divizori identici. De pildă, numărul 16 are ca divizori 1, 2, 4, 8 și 16, adică un număr impar de divizori, 5, pentru că 16 împărțit la 4 este tot 4 și nu îl numărăm de două ori pe 4. Cartonul cu numărul 16 va fi deci întors de 5 ori și la sfârșit va rămâne cu fața în sus. Dar numerele care pot fi obținute prin înmulțirea unui număr natural cu el însuși au un nume în matematică, pătrate perfecte. Asta înseamnă că toate cartoanele care reprezintă pătrate perfecte vor fi întoarse de un număr impar de ori, în timp ce restul cartoanelor vor fi întoarse de un număr par de ori. Și bineînțeles, asta înseamnă că acele cartoane pe care sunt scrise numere pătrate perfecte vor fi la sfârșit cu fața în sus. Adică 1, 4, 9, 16, 25, 36 și așa mai departe. În acest fel am răspuns la ambele întrebări, deoarece acum știm și care cartoane vor fi la sfârșit cu fața în sus, vor avea numerele vizibile, și am explicat și de ce tocmai aceste numere vor fi vizibile. Am primit răspunsuri corecte, mi-am notat lista de la Dumitru Antonie, Ioana Claudia Popescu, Vlad Adriana, Maniura Antonio, Daniela Carmen Băluță și, ca de obicei, domnul Dumitru Antonie a făcut o analiză amănunțită a întrebării. Mai vreau să spun că m-a impresionat Daniela Carmen Băluță, deoarece mi-a scris că a făcut practic procedura descrisă în întrebare și o felicit în mod deosebit pentru răbdare. Așa procedează știința. După ce avem o ipoteză, o verificăm prin experimente și observații. Îi felicit pe toți, le mulțumesc pentru colaborare și pentru interesul pe care îl au pentru materialele mele. Acum putem trece la întrebarea următoare. Azi vă voi pune trei întrebări legate de mișcare, mai exact de curse între mașini electrice mici, mașinuțe de divertisment care se deplasează tot timpul cu aceeași viteză. A mai fost vorba despre astfel de mașinuțe și în întrebarea cu numărul 39 cu titlul clasament. Dar întrebările de azi sunt mai mult sau mai puțin asemănătoare cu întrebarea cu numărul 29 cu titlul alergare. Numai că acolo era vorba despre curse atletice și nu curse între mașini. Dacă n-ați văzut aceste materiale și vreți să le vedeți, găsiți link-urile în descriere. Să presupunem că avem trei astfel de mașinuțe, să le numim mașina A, mașina B, respectiv mașina C, sau pe scurt A, B, C. În toate cursele despre care voi vorbi în continuare, vă rog să considerați următoarele. 1. Fiecare mașină are viteza ei caracteristică și se deplasează în toate cursele cu această viteză. 2. Vitezele mașinilor sunt constante pe toată durata cursei. Sunt diferite între ele, dar sunt constante pe toată durata cursei. Și, în al treilea rând, toate cursele au loc pe distanța de 100 de metri. Mai trebuie să precizez că cele trei întrebări sunt independente. Deci datele dintr-o întrebare n-au nicio legătură cu datele din celelalte două întrebări. De fapt, puteți considera că de fiecare dată avem alte mașini, un alt set de trei mașini, doar că le-am numit la fel. A, B, respectiv C. Prima întrebare. Dacă concurează A cu B, A câștigă cu un avans de 20 de metri. Dacă concurează A cu C, tot A câștigă cu un avans de 30 de metri. Dacă punem să concureze B cu C, cu câți metri avans va câștiga B? A doua întrebare. Dacă concurează A cu B, câștigă cu un avans de 4 secunde. Dacă concurează A cu C, câștigă cu un avans de 9 secunde. Dacă punem să concureze B cu C, cu câte secunde avans câștigă B? A treia întrebare. Atenție, de data asta
cunoaștem ceva în plus, și anume că mașina A parcurge cei 100 de metri în 28 de secunde. Când concurează A cu B, A câștigă cu 20 de metri avans. Când concurează A cu C, din nou câștigă A cu 30 de metri avans. Dacă concurează B cu C, cu ce avans de timp câștigă B? Adică cu câte secunde ajunge la linia de sosire B înaintea lui C? Una dintre întrebări este foarte ușoară. Nu aveți nevoie de niciun fel de cunoștințe ca să o rezolvați, ca să găsiți răspunsul. Una se poate rezolva sau la una putem găsi răspunsul folosind atât legi de mișcare, cât și fără să apelăm la fizică, cum vă place. Iar una este un pic mai dificilă și s-ar putea ca găsirea răspunsului să depindă puțin și de câteva cunoștințe foarte simple de fizică la nivel de gimnaziu. De fapt, singurul lucru pe care trebuie să-l știți este formula vitezei. Succes! Vă mulțumesc pentru atenție! La revedere!